Gafă monumentală comisă la una dintre fabricile Johnson Johnson de producerea vaccinurilor, milioane de doze au fost distruse din greșeală de către angajații fabricii, iar problema ar putea întârzia unele livrări care ar fi trebuit să aibă loc pe parcursul acestei luni. Numai puțin de 15 milioane de doze de vaccin Johnson Johnson au fost distruse după ce angajații unei fabrici din Baltimore nu au respectat protocolul și au greșit compoziția chimică a serurilor. Însă problema s-ar putea extinde și la nivelul altor câtorva zeci de milioane de doze. Luna aceasta, 24 de milioane de doze ar fi trebuit să fie trimise de la fabrica din Baltimore în care a avut loc eroarea. Tot luna aceasta sunt programate și primele livrări de vaccin Johnson Johnson către Uniunea Europeană. Livrarea celor 24 de milioane de doze este însă acum incertă, întrucât va fi necesară verificarea lor. Fabrica respectivă e deținută de o companie care a format un parteneriat și cu compania anglo-suedeză AstraZeneca pentru producerea vaccinului acestea. Compania care deține fabrica respectivă este cunoscută în Statele Unite și pentru faptul că, anterior aprobării vaccinului Johnson ⁇ Johnson, a făcut un lobby puternic pe lângă autoritățile americane pentru a-i se permite să producă vaccinul.